Campania Huawei Black Friday 2024 se încheie abia pe 2 decembrie, așa că am decis să vă arăt unele dintre cele mai bune oferte încă valabile. Sunt reduceri semnificative pentru întreaga gamă de produse, dar sunt și beneficii suplimentare, cum ar fi pentru cumpărături de peste 2000 de lei este oferit un cupon de 200 de lei, pentru achiziții de peste 4000 de lei primești un cupon de 400 de lei, iar pentru coșurile de cumpărături ce trec de 6000 de lei primești un cupon de 600 de lei. Din punctul meu de vedere, oferte excelente sunt pentru ceasurile inteligente Huawei Watch GT 3 Pro în ambele versiuni, adică atât cea masculină cât și cea feminină. Nici variantele Watch GT 4 nu afișează reduceri de trecut cu vederea, în timp ce Huawei Watch Fit 3 are un discount de 26% care îl transformă practic într-un best buy. Pe zona audio, sunt promoții bune la căștile premium Huawei FreeBuds Pro 3, care sunt unele dintre cele mai bune din segmentul wireless in-ear pe care le-am testat, dar și căștile FreeBuds 6i sunt de Black Friday 2024 la un preț excelent, mai exact undeva la 400 de lei. Toate telefoanele din seria Pura 70 sunt prinse și ele în ofertele actuale, reducerile fiind și de peste 30%. Fiecare dintre modelele gamei Pura 70 vine cu avantajele sale, dar modelul Pro aș spune eu că este cel mai echilibrat dintre toate. Black Friday 2024 la Huawei nu a uitat nici de tablete, modelul MatePad SE 10.4 primind un discount de aproape 40%, care face ca prețul final să fie de doar 749 de lei. Nici laptopurile Huawei nu au fost lăsate deoparte în această campanie, așa că MateBook D16 și MateBook D14 sunt acum mai ieftine chiar și cu peste 20%. Dacă ar fi să prezint fiecare ofertă care mi-a atras atenția în magazinul oficial Huawei cu ocazia Black Friday 2024, ar însemna să nu mai terminăm acest clip video. Glumesc desigur, dar nu glumesc când vă recomand să parcurgeți și voi pagina dedicată acestei campanii, iar până la o nouă întâlnire vă doresc numai bine!